Hei, bună, bună, dragii mei, eu sunt Dorin și astăzi continuăm seria noastră din Mad Runner. Suntem aici alături de Alin, bineînțeles, și ATV-ul nostru proaspăt achiziționat. Alin s-a răsturnat, așa, Alin, bravo. Unde încercăm să ne continuăm drumul spre... spre unde, credeți? Spre următorul point. Doar că nu mai reușim. Mergem în... din câte observ eu, mergem în regim de CFR, regim CFR, regim de tren, pe calea ferată. Nu reușim nici cum să mergem și noi pe drum ca la oamenii. Și nu înțeleg de ce nu reușim. Efectiv nu găsim drumul. Hai să vedem. Atât. Bun, să vedem, Alin. Da, nu-i problemă, dar unde mergem? Stai că nu mai știu. Normal ar trebui să mergem la vale, pe lângă calea ferată, da. Am înțeles. Păi și tu ce căutai acolo, Aline Fițar, moaca de râs? Stai așa, e cu belea. Ce v-am făcut eu? Nu știu ce, dar am făcut. Bă, îți belea trenurile astea, mă. Resimt eu că pe harta asta, bă, Aline, o să ne cam încurce vagoanele astea. Mamă, ce-i pe aici? Nu reușesc să... Wow. Hai că ne descurcăm acceptabil. Vezi, poate intri iar în apă și nu mai ieși. Poate iar nu te mai văd. Ok. Hai prin dovleci. Eu te întreb în farmă zina asta timp dovleci din ăsta, să-i fac supă la idiota aia. Ce vorbești, mă? Băi, ceața aia sau e apă? E apă, mă! Iuhu! Hai că se poate, Aline, se poate! Stai că nu mai știu. În față, nu? Da. Cred că pe aici. Ce vorbești, băi? E greu tare, mă!
grea harta, dar îmi place. Îmi place. Opa! Hai că am ajuns, am găsit și eu un camion, ceva aici, nu știu ce e asta. E de cărat, de încărcat lemne. Hai să mergem la următorul point. Avem timp. Hop. Următorul point, nici nu pot să văd. Ar trebui să mergem acolo, la Field Station. Puteți să ieșim pe aici să facem stânga, corect. Corect, hai. Mamă, dar ce greu e, mă. Oh, shit. Scuze, Aline. Am dat de dracu aici. Uite, mai sunt aici niște lemne sau nu știu ce. Merge cu 1 mai bine decât cu 2, 3, 4, 5, 10. Ok. Mamă. Ce e asta, mă? Asta s-a blocat acolo, hă? Da, e, o să le scoatem noi mai târziu. Hai. Ne întoarcem înapoi, în spate trebuie să mergem. Mama ei de puse. Ia să vedem. E un pic de lag. Nu știu de la ce e, dar e un pic de laguleț. Mamă, câta nebuneala pe aici. Asta e, tată. Iuhu! Că pe acolo trebuie să mergem, în stânga. A, ba nu, mă, mergem bine. Păi, mergem în dreapta, pe la fuel, și după aia ne întoarcem pe partea cealaltă, ca să luăm point-ul. Uite așa. Uite așa, lubița, păi da. Ce prăpastie pe aici. Aline, nu te uita în jos. Nu te uita că te ia cu rău. Nu ne mai scoate de acolo nici elicopterul. Mamă, dar ce merg ATV-urile noastre. Mâncă-ule. Ia, în dreapta, cred că în dreapta. Op! Facile. Woohoo! Yeah! Nu știu pe unde am ajuns pe aici. Să mor dacă știu. Da, așa. O, tătica. Și să alimentăm acum.
bun, am și alimentat. Să vedem ce mai e pe aici. Dacă mai e ceva. Dar nu mai e nimic. Dar Alin? Unde e Alin? Ce faci, Alin? Te-ai rătăcit? Hai, gata. Ce rapid ești, mă. Altă viață la șosea, bobiță. Facem o liniuță? Nu prea îți place cu liniuța, a? În stânga trebuie să facem undeva. Lolo. Aline, nu știu dacă e bine pe acolo, mă. Noi... Aline, trebuie să mergem în stânga, nu în dreapta. Ia, mă. Să mor dacă știu cum ajung acolo. Hai că încerc pe aici. Alin încearcă pe parte, eu pe parte, ca să găsim... Să găsim cum ajungem acolo, dar nu găsim, bobiță. Bă, am dat numai de vagoane, bă, pe aici. Cum dracu ajungem acolo, mă? Ia stai, mă, un pic. Ce dracu suntem chiar atât de încuieți? Hai! Hop, 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 copacu! Copacu! Aoleu! Să ne ducem în dreapta. Hei, acum ar trebui să ne ducem în dreapta undeva. Bă, să moară Jana dacă înțeleg. Ce dracu căutăm pe aici, bă, Aline? Bă, Aline, dacă nu rămânem noi înțepeniți pe aici, tot e una.
Oh, shit! Stai. Să vezi că găsim și ieșirea aia, că nu e chiar așa. Ok. Na, că era drum, Aline. Ai văzut? Ok, ok, l-am luat și pe ăsta. Da, e dificilă treaba, rău de tot, băieți, deci, bă, nu știu. Apropo, dacă ați jucat pe harta asta, să ne spuneți și nouă cum a fost. Lăsați acolo un comentariu, un comentariu, ca să știm și noi despre ce e vorba. Că nouă ne dă mari bătăi de cap. Da, bun, îi mulțumesc lui Alin că a fost iarăși alături de mine. Ne întâlnim data viitoare, ne oprim aici și am făcut deja 2 checkpoint-uri. Ne-am bătut recordul. Ne întâlnim, așa cum spuneam, data viitoare, sperăm să fim ceva mai norocoși și să nu mai avem probleme de astea grave, așa, de ordinul sutelor. Așa că nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei, până data viitoare, numai bine, la revedere!